Astăzi, în Alba, după ce am fost în dimineața aceasta în județul Mureș, sunt implicat în campania electorală a partidului meu și a alianței din care facem parte a USL-ului și sigur că interesul este să încercăm să ne susținem și să ne promovăm candidații. Și la Alba mă simt bine pentru că sunt un om care am fost de multe ori aici, suntem apropiați împreună cu colegul meu, Atanasiu, am lucrat în aceeași echipă și atunci asigur că relațiile acestea și de natură personală contează, dar sigur că nu e singurul cu care am relații personale din partid și nu a însemnat că cu toți cei care am relații personale pot să mă duc să-i susțin. Am făcut și eu o selecție pe anumite criterii și sigur că principalul criteriu care contează, pentru că nu discutăm de relația de prietenie aici, discutăm de relația politică, singurul criteriu care contează este performanța. Și performanța politică a organizației de Alba și al colegului Atanasiu este cea care m-a determinat să vin să fac o jumătate de zi de campanie alături de colegii mei. Bun, eu am să vă spun câteva lucruri legate de contextul general în care se desfășoară aceste alegeri și de obiectivele pe care le avem noi. Și aceste obiective, sigur, în raport cu ceea ce cetățenii așteaptă. Suntem la o lună de zile de la instalarea guvernului Ponta. Venirea guvernului Ponta pe fondul unei crize majore economice care s-a transformat într-o criză socială și apoi una politică și care l-a obligat pe președinte să constate, pe de o parte, faptul că soluțiile politice pe care le-a avut în vedere, și anume guvernul, schimbarea guvernelor succesive cu Boc prim-ministru și apoi o soluție extremă cu Ungureanu, n-au dus la niciun fel de rezolvare a crizei și atunci a fost nevoit, practic, n-a mai avut încotro, să numească din partea Uniunii Social-Liberale un premier. Suntem însă totuși cu un guvern care are o misiune limitată în timp, pentru că în acceptul liderilor Uniunii Social-Liberale, un guvern trebuie să aibă deplină legitimitate politică și electorală și acest lucru nu se va putea obține decât după alegerile din toamnă. Deci, obiectivul nostru principal este să organizăm cât mai repede alegerile și în felul acesta poate am răspuns la o întrebare pe care am mai primit-o, ce părere am despre organizarea alegerilor. E bine să facem cât mai repede acest lucru. De ce? Pentru ca să alegem un parlament proaspăt, cu o legitimitate deplină și cu o majoritate care să poată degaja un guvern care să se așeze la treabă și să ia deciziile importante de care este nevoie. Și aceste decizii importante, evident că se referă în primul și în primul rând la ieșirea din criza economică. Cred că, în momentul de față, prioritatea de departe numărul 1 a României este stoparea declinului economic și ieșirea din criză. Sigur că nu e o misiune ușoară, nu e un obiectiv simplu de atins și contează, sau va conta foarte mult, și pe ce administrație locală se va sprijini. Și din această perspectivă, sigur că alegerea unor oameni cu experiență la nivel local va conta foarte mult, pentru că dacă toți vor aștepta cu mâna întinsă să vină rezolvarea de la centru, atunci, fără îndoială că lucrurile vor întârzia să se schimbe, criza va întârzia să înceteze. Din această perspectivă, la Alba, cred că Uniunea Social-Liberală, Partidul Național Liberal, are un avantaj foarte mare, pentru că domnul Atanasiu are o experiență de om politic deosebită. Eu cred că, fără experiență politică, ideea de a parașuta așa oamenii în funcții importante este total greșită, pentru că se dovedește în proporție de 100% că misiunile lor atunci tind către eșec. Și spuneam de domnul Atanasiu că, pe lângă o experiență politică îndelungată și de parlamentar, are o experiență guvernamentală, o experiență extrem de utilă, managerială și legată de mediul de afaceri, atâta vreme când a condus Avasul. De ce? Pentru că în felul acesta poate să contribuie și să facă diferența față de alte administrații locale,
care se concentrează de cele mai multe ori pe problemele strict legate de administrație locală. Adică sunt foarte mulți primari care au un orizont limitat la asigur curățenia, asigur apă și canal, lumină, și cu asta mi-am făcut, cum să spun, mi-am achitat obligații. E, bine, eu zic că o administrație locală modernă trebuie, dincolo de aceste lucruri, să se uite mai departe și anume să vadă ce poate să facă, cum să ajute mediul economic care să contribuie la crearea de locuri de muncă. Pentru că știți bine că nu guvernul dă locuri de muncă, ci în final economia. Ce face administrația locală? Ce face Consiliul Județean? Păi Consiliul Județean și administrația locală, primăria, pot să aibă un rol important în a atrage investitori, în a le face viața ușoară celor care sunt deja în localitate sau în județ, sau, pot mai mult, să vină cu proiecte concrete de dezvoltare. La ce